Bună ziua, sunt Patricia Bodoleanu și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. 6 echipaje de poliție au urmărit aseară un șofer beat care conducea cu viteză pe străzile capitale, având 7 pasageri la bord. A fost oprit abia după ce a fost înconjurat de agenți. Merge pe contrasens, refuză de tot, vă rog frumos. Ia, la cerc, oprește, oprește, oprește! 5 decese de coronavirus am înregistrat într-o singură noapte. Restricțiile însă continuă să se relaxeze. Astăzi, centrele comerciale s-au deschis. Ziua de 8 iunie este prezentată ca o zi a victoriei de Igor Dodon, care acum un an bătea palma cu Maia Sandu ca peste câteva zile democrației să cedeze puterea, iar Vlad Plahotniuc să fugă din țară. Nu e vorba de eliberare, spune opoziția, care afirmă că acum Dodon încearcă să controleze totul. Un șofer beat la volan și care conducea cu viteză excesivă a pus pe urmele sale 6 echipaje de poliție. Oamenii legii l-au urmărit pe mai multe străzi din capitală și l-au oprit abia după ce l-au înconjurat. Acesta avea în autoturism 7 pasageri, unul dintre care a bruscat un polițist. Șoferul nu avea dreptul să urce la volan pentru că acum o săptămână el a fost lipsit de permis, tot pentru că a condus beat. Oprește-te! Vă rog, un echipaj! Oi, spune-i la deal! La deal, face la Pelec Rusom, spre Râșcanuca! Merge pe contrasens, refuză de tot, vă rog frumos! Ia, la cerc, oprește, 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 amu, amu, ține-l, 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 ține-l! Lasă-mă, lasă-mă în mine! În imaginile filmate din interiorul unui autoturism al agenților de patrulare se vede cum Mercedesul circulă cu viteză excesivă pe străzile din capitală, ignorând toate regulile. Pe ale Coruso, autoturismul intră pe contrasens fiind la un pas de a izbi alte mașini. Zi la 31, dă-te la o parte! Vă rog frumos, pe ale Coruso, la Vale, faceți ambuscadă! Amuia, chiar că el ajunge la semafor! Vă rog frumos, amu, blocați-l, amuia! După o încercare eșuată de a opri Mercedesul, echipajele de poliție continuă urmărirea. Pitimo! Pune-te, bai, zi la o parte! Blochează, dă-i zadnia! Mașinile de poliție au trecut și ele în goană la culoarea roșie a semaforului pentru ca șoferul teribilist să nu scape. Într-un final, 6 echipaje au înconjurat Mercedesul, forțând șoferul să oprească. Martorii au surprins momentul în care bărbatul, beat criță, este scos din autoturism de către 2 angajați ai poliției. Acesta opunea rezistență și a fost nevoie de încă un polițist pentru a-l potoli. În timp ce șoferul era ținut de agenți, din autoturismul cu care acesta a zburat pe străzi, au început să iasă pasagerii, 7 la număr, printre ei o femeie însărcinată. Poliția spune că unul dintre pasageri a lovit un angajat, de aceea a fost nevoie să fie aplicată forța. 3 polițiști l-au culcat la pământ pe agresor, iar în